observa, obra. Oba. Calu cu virguliță. Răniță, dar și cauți în clasă aici. Te rog frumos, părăsești clasa, că aici sunt copii mici. Nu-i treaba ta. Da, dar nu e, mă, nu ești părinte, nu, în și calitate ai venit la copil mic. Ai venit să vorbești? Așa vă învață? Hai, scrie, 8. Așa vă învață la clasă doamna Podoveiș cu doamna Uțanu și părinți acasă? Să veniți, să deranjați și așa nu se face nimic activitate. Du-te, te rog frumos, că vreau să scriu cu copilul. Da. Și închide ușa după ce ieși. Dar te interesează pe tine ce își face acasă copilul meu? Observ. Vă. Lasă, mamă, că trebuie să ajung el la o regulă. A. Pune A, semnul exclamării, ca să înveți în stres și ca să fii traumatizat și bătut zi de zi și discriminat. Asta nu se cheamă, mamă, educație. Scrie exercițiul 5 de la capăt. Ca să tremur și să vii înspăimântat acasă. Du-te tu, te rog frumos, tu, la clasa ta. Du-te tu ca să fii liniști în clasă. Du-te, te rog frumos. Eu am frate și am și treabă. Da, lasă cu fratele. Observă, formulează, fă mare, așa ca T și cu linii la mijloc. Dacă eu trebuie să fac eu lecții cu tine, auzi și fel fac, băieță, vesel. Formulează, formulează. Răspunsul. Răspunsul. Eu învăța să vină să mă hărțuiască pe mine, auzi și gălăjie, fac și cum țipă, după mama mea strâgă zamfiroaică, pe copilul meu îl face învățătoarea mincinos din prima zi, asta învățată de la centru de zi vine al lui Lucian și îmi poriclește și așa mai departe. Răspunsul pe baza, pe... pe baza cală cu... Bă, da, așa se face în școală, se fluieră? Măi, Florin Ilie, așa se face în școală, se fluieră? Veniți la clasa unde e copilul meu și fluierați la ușă? Lăsați, mamă, că vă pun pe internet, arată fundul, Mihu! Arată, mamă! Pe baza ilustrației, de la capăt. E mic, da. Uite, a venit al lui Lucian de clasa 8-a și stă cu fundul pe masă, fără să aibă nicio treabă. Stă cu Denisa, cu care n-are nicio treabă. Dar vine numai ca să poarte raportul, mamă, să spună lui slujile de la centru de zi ca să-i transmită lui domn Ștefan. Și se întâmplă aici. Eu n-am voie să mă aprochii de școală din cauza lor, mamă.
Și nici copilul meu. Ilustrații ei. Ei. Băi, n-auzi, dar de ce vii la ușă și urli așa? Și ieri de ce ai strigat după mama mea, Alin Zamfiroaică? Hm? Te discar pe internet, băiatul. Mai vină, mai vină și mai fă gălăgie. Ești în școala cealaltă, uite ce distanță-i. Ce cauți tu aici ca să îmi ai grija zi de zi? Dacă nu te-ai descarca eu, mamă, pe internet, lasă că... Ce ai spus, mă? Îs handicapată? Ți nu ți-i rușine să vorbești așa? Mă, nerușinatule, mă, ai rămas repetent ca să vii la clasa fiului meu și să faci ca duc să pe pustii?